Salut, eu sunt Gicu și astăzi am să vă arăt pozele vândute pe iStock luna iunie 2021. S-au vândut puține poze, deci a venit statistica și vom vedea de pe PC. Deci mai mult ca mai un pic mai mult ca mai am făcut. În mai a fost slăbuț și acum e slăbuț, că e vară, știi cum. Și pe iStock am în jur de peste 2600 de imagini. Voi încărca mai multe, dacă doriți încărcați și voi. Link-urile le veți găsi în descriere către agențiile Stock. Așa că hai să vedem ce poze s-au vândut pe luna iunie 2021. E bine, suntem pe acest site de statistică și hai să vedem ce poze s-au vândut în iunie 2021. Jet Statistics. Și $3.19, 13 fotografii vândute. Hai să vedem fotografiile care s-au vândut cu mai scump. Sunt acestea. Le deschidem. Și începem. Aceasta s-a vândut cu aproape $1, după cum observăm, și are două descărcări. O descărcare din Germania cu 45 de cenți și din Suedia cu 51 de cenți, normal. E o poză întrebată, gen, e un dăunător, în grădină taie rădăcinile la tomate și alte culturi și am fotografiat în vara 2020 cu aparatul DSLR, focusul e bine și se vinde această fotografie, așa că îmi pare bine. Următoarea poză care s-a vândut este un pui în mâna unui băiat. S-a vândut ultima dată cu 89 de cenți din Polonia în iunie 2021 și am făcut de mult fotografia aceasta cu un smartphone Galaxy J5, aveam atunci. Și hai să vedem poza. Pare bine că s-a vândut, focusul e bine, frumos pui. Următoarea poză este niște smochin, butaș de smochin. În total s-a vândut de două ori, dar ultima dată s-a vândut în iunie cu 50 de cenți. Pare bine, deci hai să vedem poza cu smochin. Iată, am arătat această poză că s-a vândut și în mai și am menționat că atunci am udat fundalul de lemn înainte să fac această fotografie și trebuia să mai aștept să se usuce un pic. Dar e ok și așa, normal, se cumpără. Următoarea fotografie e trandafir japonez pe care tot s-a vândut și în mai, după cum observăm, și în iunie s-a vândut cu 24 de cenți. În Marea Britanie, dar mai mult atunci s-a vândut, dar în fine, când mai mult, când mai puțin. Și atunci eu trandafirul îl plantam și tot am menționat că l-am fotografiat sub lumina artificială și îl plantasem atunci. Următoarea fotografie este o grămadă de pământ scoasă de cârtiță și s-a vândut ultima dată cu 23 de cenți din Italia. Și hai să vedem poza de aproape. Am fotografiat toamna, după cum observ, e cu frunze și asta e. Fotografiat cu aparatul DSLR, după cum văd, focusul e super, îmi place. Și următoarea poză, o pisică în zăpadă sub un camion, s-a vândut cu doar 13 cenți în iunie. Și hai să vedem poza făcută cu Galaxy J5. Câțiva ani în urmă. Îmi pare bine că s-a vândut. De mai multe ori s-a vândut această poză. Să vedem. De fapt s-a vândut odată, dar pe alt website s-a mai vândut. În fine. Alte poze s-a vândut, dar aproape ca pe gratis, după cum vedem, 7 cenți. Și nici nu le se cot că s-a vândut, dar oricum îmi pare bine și hai să vă arăt totuși aceste poze care aproape pe gratis le-am vândut. Aceasta, crasula, super imagine. Și iată încă o crasulă, da, înflorită. Foarte frumos macro a ieșit, fotografiat cu aparatul DSLR. Acestea s-au vândut, le-am fotografiat pe fundal de lemn. Niște cartofi s-au vândut, îmi pare bine.
niște ceai medicinal s-a vândut într-o farfurie, am pus și am fotografiat cum am făcut ceaiul, deja am pus ceaiul. Cuiva i-a trebuit. Acestea sunt pozele pe iunie 2021 și hai să vedem pe iunie 2020. De fapt am început în iunie 2019, să vedem pe iunie 2020. Făcusem doar un dolar 78, 7 fotografii se vânduse, aceste fotografii, toate făcute cu smartphone-ul, în afară de aceasta. În rest, toate de pe smartphone. Și hai să vedem în iunie 2019. În acel timp am făcut doar 81 de cenți, 4 fotografii vândute și aceste fotografii. Iată, găină cu gât gol și alte fotografii gen. Ei bine, cam acestea au fost pozele vândute pe iunie 2021. Vom vedea ce poze se vor mai vinde în continuare, cam puține vizionare am în ultimul timp. Dar oricum vom vedea, e vara. Cam atât pentru acest video, încărcați multe poze pe agențiile Stock. Vă mulțumesc pentru vizionarea până la capăt. Asta înseamnă mult pentru canalul meu, abonați-vă, apăsați pe clopoțel să vă vină notificări când postez un video nou și dacă doriți, abonați-vă la canalul meu de plante. O zi cât mai frumoasă de vară și pe data viitoare!